Palatul Braunstein a găzduit lansarea volumului Povestiri din vremuri tulburi, semnat de Dumitru M. Vintilă. Atmosfera a fost întregită de prezența distinșilor prezentatori Casian Maria Spiridon, președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, scriitorul Marius Chelaru și profesor universitar doctor eminent Anton Karpinski. Cartea reprezintă o novelă cu fundal istoric real, care relatează și participarea numeroase personaje. Punctul culminant al cărții este decembrie 89, în care cele trei tipuri de personaje se întâlnesc în miezul evenimentelor, fiecare din poziția și pregătirea pe care o are își se exprimă, ca să spun așa, își manifestă atitudinea față de evenimente. Casian Maria Spiridon, cunoscut pentru contribuțiile sale deosebite în literatură, a avut onoarea de a prezenta în detaliu noul volum și de a împărtăși impresii cu privire la valoarea literară a autorului Dumitru M. Vintilă. Dumitru Vintilă a căutat să acopere perioada repercovoistă și scena prin care debutează romanul. Este aia în care, la un pas de a fi un accident, se răstoarnă căruța care era Măgăoi, Dovăceanu cu picine, și era chiar în preajma Revoluției, zilele Revoluției. A urmat apoi contribuția lui Marius Chelaru, cu perspective și interpretări personale ale poveștilor cuprinse în carte, aducând în prim plan diversitatea și profunzimea operei. Vorbește despre vremurile din țara noastră dinainte și de după 1989 și din timpul Revoluției și este, să spunem, un soi de frescă asupra ce s-a întâmplat în România ultimilor ani. Prin intermediul dialogului cu invitații și autorul, Aurica Ichi, moderatorul lansării de carte, a reușit să creeze o atmosferă caldă și prietenoasă. Lucrările domnului Dumitru Mugurel Vintilă merită citite și merită să le avem pe fiecare dintre noi în bibliotecă, fiindcă atunci când ți se pare parcă că ceva se întâmplă în societate. Evenimentul s-a încheiat cu sesiuni de autografe oferite de autorul Dumitru M. Vintilă.